Stadionul Constantin Rădulescu, acolo unde CFR trebuie să termine ce a început săptămâna trecută. Fost 1-0 la Sofia în fața unui adversar modest, cu 3 jucători de 19 ani sau mai tineri în primul 11. Asta a fost în partidatul. Situația este și mai interesantă acum la retur. Suntem Bogdan Cosmescu și Emil Grădinescu și vă invităm la Clujul de CFR. Întâlnește pe Maccabi Petah Tikva. Stopul bun al lui Camora și un șut prins destul de greu de Wolf. Pentru că în tur Stavanger câștigase la Bucură Duce. Da, da, și la fiecare masă cu o salată cel puțin. Acum în care nu putea să ajungă Bărligea, care cred că era... A, nu, nu era Bărligea, era Bucar, cu șutul lui Corența. Da, frumoasă acțiune, este o șansă mare pentru CFR. Balonul este respins de pe linie. Ligea lovește în cap pe bulgar. Nici nu și-a dat seama. N-a văzut, e clar că n-a văzut-o. Șutul lui Taxidis, nu? Cred că da. Nu. Stânga portarului, bătut pe jos, e gol. Îl scrie Greșici. Roatul deschide scorul. CFR este în play-off-ul de conferență. Aproape de marți. Și seamănă cu golul marcat în tur de Buhar. Tot așa a fost un șut respins de portar în piciorul lui Buhar. Foarte bine, foarte bine. De prima reușită a lui Cresici de când a venit la CFR Cluj. Te aștepta că, având 1,98 m, să fie mai eficient la fel. Urcă superb Mogoș, pierde pe drum de adversari, trece uluitor în forță de Glazer. Să vedem pe Deac, Deac pasează bine la Corenița, Corenița, acțiune promițătoare, 1-2 strălucitor, șutul lui Corenița, blocat însă excepțional. Se gândea CFR-ul să-l vândă cumva, să-l păsteze până în vară, nu? Se pare că nu are nevoie de el. Corenița! Și paradă remarcabilă a lui Wolf. CFR Cluj începe să găsească din ce în ce mai ușor breșe în apărarea adversă. Corenița nu gândește rău. Foarte bine, dă surprinzător. El a văzut cel mai bine traiectoria, a venit din lateral cumva. Sidis. Este Sava. Bine atacat această minge și ușura al lui Corenița. Iată, erau doi liberi în fața porții, Bârnigea și Deac. Încă nu a luat gol. Va juca în play-off-ul de Conference League, unde, cel puțin în acest moment, o întâlnit pe CSKA. Ce ocazie! Are Maccabi pe tactiva prin Vered. O de publicul pe izraelien sau pe Sava? Posibil. Pe izraelien. Pentru atitudinea pe care au în faptul că joacă. Trebuie să intervine și aici reflexul ăla de a ține cu cel mai slab, nu știu, cel mai mic, cu cel mai tânăr. Poate l-aplaudau pe Sava.